Da, bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră la mulți ani, doamnelor, știți că până la urmă curg astfel de urări dacă intrați pe paginile de socializare ale instituțiilor de forță ale României. Toată lumea s-a întrecut în a ura, în a găsi o metaforă, în a găsi ceva ce să atragă atenția femeilor, doamnelor, și a trage laude. Dacă vă uitați pe Calea Victoriei, e plin de doamne cu flori în mână, mai sunt și domni, că până la urmă mai trebuie să le și ții. E și un moment de evaluare. Mă uitam la femeile care se perindau pe aici pe Calea Victoriei, să vezi tu câte flori au în mână. În funcție de câte flori au în mână, îți dai seama cam cât de respectate sunt în societate. E un moment, până la urmă, ăsta de 8 martie, la mulți ani, doamnelor, egalitatea dintre bărbați și femei. Că acum ți-e și frică să-i mai dai o floare unei doamne, că până la urmă să nu pare ceva jignitor, să nu pare ceva sexist, să nu pare ceva, să nu vină doamna cu motostivuitorul, să nu vină doamna peste noi să ne explice că, domne, până la urmă, echilibrul ăsta trebuie... Adică n-ar trebui să primească și bărbații, dacă într-o societate echilibrată, nu? Poate până la urmă nu e ce de trebuie, poate e ceva jignitor. Trebuie să ne gândim un pic. Partidul Social Democrat a înțeles pentru prima dată în istorie totuși faptul că trebuie să existe un echilibru. O doamnă și un domn. Județele trebuie conduse de maniera aceasta. Poate că și la primărie ar trebui să existe o doamnă primar și un domn primar. De ce trebuie să existe doar o doamnă? Nu știu, adică până la urmă trebuie să se stabilească niște echilibre. Urmează acest congres mare, s-au pregătit rochile, s-au pregătit discursurile, covorul roșu, că și partidul roșu și covorul până la urmă trebuie să fie roșu. Și tot există așa o frăsoială pe toate posturile TV. Domnule, cum să facem să fie bine la Partidul Social Democrat? Scandalul ăsta, cum ar trebui el să se soluționeze ca să fie bine într-un final? Și mă gândeam așa că sunt alegerile astea, mă, poate ar fi pentru prima dată când ar putea să piardă PSD-ul alegerile. N-ar fi interesant? Adică ar fi o situație până la urmă să te trezești că pierd oamenii ăștia alegerile. Sau în timpul congresului, când vedeți bine că până la urmă singura preocupare este fiecare ce funcție obține. E o luptă pe funcție aici și să-i se trezească câte unul, să zică, dom'le, dar hai să facem, cum facem să facem niște autostrăzi, niște spitale, să facem și noi câte ceva, adică să se trezească careva în congresul ăsta de sâmbătă de la sala Palatului cu o idee năstrușnică de asta. Bună seara, Răzvan Zamfir. Bună seara, ce fel de idee năstrușnică? Dom'le, să vină ăsta cu Oprișan, că ăsta este cu idei de astea. Hai să facem o autostradă, hai să facem ceva, hai să facem și altceva. Năstrușnică. Eu mă gândeam, de exemplu, haideți să nu mai fim corupți. Și asta ar fi o idee interesantă, decât dacă ar interveni careva în congres cu ideea asta? Să fie propunerea președintelui în exercițiu, Liviu Dragnea. Da. Oameni buni, știu, suntem membri ai Partidului Social Democrat, dar ceva trebuie să schimbăm. Scosusere un sondaj, picăm în sondaj, haideți să facem o rupere de ritm. Haideți să încercăm să nu mai fim corupți. Ți-ar plăcea? Ar fi ceva, adică ar fi ceva interesant și poate că nici nu i-ar mai vota lumea. Pentru că, din câte remarcați, într-un fel, lupta asta cu DNA-ul îi credibilizează pe cei de la PSD. Adică mie mi se pare că dacă îți vine unul care nu s-a luptat deloc cu DNA-ul, bă, parcă nici publicul nu-l ia în serios, nici publicul social-democrat nu-l ia în serios. Adică e un fel de credibilizare a omului în luptă cu sistemul. Dacă nu se luptă cu nimic, că până la urmă și DNA-ul, dacă n-ar mai exista social-democrația, avea senzația că până la urmă nu mai are rost nici DNA-ul. Și atunci vezi că, într-un fel, există din lupta asta, se creează un tip de relevanță și într-o tabără și în alta. Adică tu vrei să-mi spui mie așa, simplificând puțin, că în campanie electorală Chiovești și lipește afișe pentru PSD ca să aibă obiectul activității încă 4 ani? Păi, mi se pare totuși într-un fel logic. Că se gândește doamna Chiovești. Ce fac eu dacă dispar oamenii ăștia? Păi, senzația mea e că doar la social-democrat sunt corupți și atunci mă gândesc, bă, dacă pleacă ăștia după aia... Păi dacă ne văzut că la liberal sunt achitările. Da. S-au împărțit. Au spus așa, să facem o scenă politică bipartidică. Ca la America, republicani și democrați. Da. Avem social-democrați și liberali. Și avem achitări și condamnări. Cum le împărțim? Păi dăm achitările liberalilor. Dar nu oricăror liberali, președinților liberali, și dăm condamnările președinților PSD-iști. Și-a rezolvat Blaga treaba. Tot achitare, nu? Blaga nu este o decizie definitivă, nu, din da, câte știu eu. Momentul de față e achitat în primă instanță. Bun. Trage de ea, trage suntem de ea. Condamnați la ziua de 8 martie, sunt condamnate și instituțiile astea de forță, de exemplu, instituția de forță Marian Godină. E condamnat și la 8 martie de dimineață, la ora, cred că până la 7-8 dimineața, deja postase la mulți ani pentru toate doamnele, pentru toate așa. Da, zic să-l transformăm în leitmotivul emisiunii, adică că la fiecare știre să spunem din nou la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor. Dacă sunt oameni care poate deschid acum televizor și și femeilor, că poate sunt femei care nu sunt nici doamne, nici domnișoare, dar da. Să le spunem și lor. Dar poate sunt oameni care deschid, bă, ăștia n-au zis și ei la mulți ani, adică trebuie să reabilităm într-una urare. Ar trebui o burtieră roșie
pe care să ruleze Constantin la mulți ani. Urmează, la mulți ani. Roșie, are roșie pentru că nu e așa, trăim într-o țară pe sistem. Bun, hai să vedem ce s-a publicat pe pagina de Facebook a Poliției Române, pentru că acolo a fost un moment cumva isteric în zona asta, în sensul că se publica pe fond nervos. Adică într-una vedeai pe cineva, venea chestorul ăsta nou numit, venea, el ținea un discurs pentru doamne, venea altul, făcea o metaforă, venea altul. Uitați-vă din asta ce bulibășeală a fost pe la Poliția Română astăzi. Iată pagina de Facebook a ținut să vă oreze. Nu există decât un singur copil, dar numai bine ce au... Nu există doar un singur copil? Decât să zici nu există decât un singur copil? Mă, bine că n-au zis există decât un singur copil. Da, se putea și mai grav. Iată un copil aici pus așa într-un tip de metaforă cu o uniformă a Poliției Române. N-au găsit altă rimă. Hai, doamne, mai bine îl dați la școală. Mai bine îl dați la școală de poliție, că la școala Seriul nu mai puteți să-l dați acum, că s-a cam desfințat de ieri începând. Da, tot felul de glumințe, tot felul de situații, dacă vă uitați așa în prea... Deci e clar că Poliția Română nu urmărește această emisiune, din păcate, pentru că noi am mai atras atenția. Nu știu în ce măsură oamenii în uniformă pot fi haioși. Na, nu-i cazul, dar ca un mur britanic. Da. Sunt cinici, nu pot fi haioși. Adică să inviți... Nu sunt surprins că n-au trimis citații tuturor doamnelor și domnișoarelor la o secție de poliție. Veniți, vă rog frumos, la secția 8 de poliție. Este așa așteptată mâine 8 martie. Să te duci acolo și să... Avem să vă oferim o floare. Mai bine reține-mă 24 de ore. 8 martie și la SRI, pe pagina SRI-ului, aici venim cu, totuși venim într-o turnură favorabilă lor și explicăm faptul că, uite, e, totuși a fost o urare frumoasă, bine gândită. Da. Aici sunt alte bugete, vorbim de alte bugete. Ne permitem un PR serios? Da, vorbim de oameni mai serioși. Știm și cine îl face? Zice PR-ul. Pagina SRI-ului, admitem câteodată că ele află primele. Mi s-a părut o metaforă este bună. Este extraordinară această metaforă, doar că nu asta e postarea pe care o așteptam de la Serviciul Român de Informații, având în vedere că ieri au decis să închidă Colegiul Național de Apărare, că ieri au decis să retragă o serie de diplome emise de Serviciul Român de Informații prin Colegiul Național de Apărare. Nu știu, eu m-aș fi așteptat ca astăzi pe pagina de Facebook să ne lămurească puțin dacă au emis documente fără acoperire sau nu. Dar astăzi le-au urat femeilor la mulți ani de 8 martie. Au emis o urare cu de prioritizare. Au emis o urare cu acoperire. Bun, hai să vedem și urarea zilei până la urmă. Aici am ajuns într-un final. Răzvan Cuc, fostul ministru al transporturilor, a simțit nevoia să vă ureze ceva din suflet. Până la urmă, omul cinstit. Până la urmă, ăsta e omul cinstit. Este cel care a zis că nu promite nicio autostradă. Ăsta e un tip cinstit care, iată-l, cum s-a comportat cu ocazia acestei zile de 8 martie. Ia uite-l. Seriozitatea, sigur, e importantă. Da, se de când era ministru sau... Da, de când... Nu, de când așa. E doar... Și unde e urare? De când e decât deputat de Giurgiu. Hai să vedem că ajungem ușor la urare, care, sigur, produce oarecare o problemă gramaticală. Vă doresc să vă păstrați aceeași putere cu care ați putea muta și munții. Sigur că ații aici nu sunt nefiind pronume. Că mai sunt probleme și la rândul 2. Sigur, pronume. Dânsul probabil a făcut limba română cu domnul Mihăiță Calimete. Da. Adică altă explicație nu găsesc. Pentru domnul atâția. A, vrei altă explicație? Stai că mai am o explicație. Vine Congresul Partidului Social Democrat, da? Da. E sâmbătă. Domnul Cuc de unde e? De la PSD, da? Că doar nu e userist. Îl recunoaștem după gușă. E, în condițiile date, nu te gândești că a scos artileria grea? Să câștige simpatie în partid? Când a văzut domnul Cuc cum stau lucrurile în Partidul Social Democrat, nu și-a dat seama că fără niște agramatisme nu performezi acolo? Nu te poate vrea serios să fie vicepreședinte. Bă, condamnare n-ai. Greșeli gramaticale n-ai. Păi dă-o naibii de treabă. Cine vrei nu să te domne la un partid nou în stilul acesta? Da. În fine. S-a credibilizat puțin pentru PSD-iști. Tot cu ocazia zilei de 8 martie, bănuiesc, așa cum de 1 martie a venit domnul Timmermans, de 8 martie a venit președintele... Serbia. În funcțiune al Serbiei. Da. Și cum a venit el așa, împreună cu domnul Klaus Iohannis, au stat de vorbă despre niște lucruri, despre românii din Serbia, s-a vorbit despre românii din Serbia, multă lume s-a așteptat. Domnul Sebastian Ghiță, prima chestie. S-a vorbit despre românii din Serbia. S-a vorbit și despre sârbii din România și aici l-aș numi pe Victor Ponta, de exemplu. El este cetățean sârb. De onoare, are cetățenia și de onoare. Și de onoare. Că așa, genetic, dânsul este italo-albanez, știm cu toții. Da, și la emisiunea lui Botin de dimineață l-am ascultat, l-am văzut într-o intervenție telefonică pe Victor Ponta, care a venit cu o idee, pentru că omul ăsta vine și așa să critique, e simplu, dar să vii și cu niște idei. Așa. Și a dat o idee, și domnule, hai să aducem sârbii să lucreze în România.
De ce n-aducem sârbi să lucreze în România? Pentru că sunt mulți români care merg în Serbia să lucreze. Știi și n-ar avea sens. Păi dacă... Da, haideți să-l aducem pe domnul Ghiță să lucreze în România. Da. Știi unde să lucreze? Să lucreze pentru a scurta sentința. Mă gândesc că ar fi bine să lucreze domnul Ghiță. Nu, da, mi s-a dacă va avea vreodată, bineînțeles, o condamnare definitivă, căci momentan nu este cazul. Știi când a venit, când a venit președintele Franței în România, a venit și cu niște oameni de afaceri din Franța, să discutam momentul ăla. Vrei să aducă niște oameni de afaceri sârbi? Da, de exemplu, să fi venit și domnul Vucici, să fi venit cu niște oameni de afaceri din Serbia, de exemplu cu Sebastian Ghiță, că nici oricum nu-l mai recunoaște nimeni. Uite, eu sunt șocat că n-a venit cu românii noștri din Voivodina sau de pe Valea Timocului. Bă, români le zicem noi, le zic altfel. Păi dacă asta e mare inginerie, știi că frații noștri sârbi suntem practic aceeași zonă balcanică, da. Ne unește, nu știu ce ne unește, dar ne unește. Nu e așa? Nu i-am lăsat pe americani, i-a blocat un șef de gară, nu știu în ce haltă să treacă pe americani cu armament spre sârbi. Adică noi cu sârbi. Dom'le, nu spune nimeni problema că guvernul sârb, guvernul de la Belgrad, nu vrea să-i numească pe românii noștri, comunitatea istorică de români din Voivodina și Valea Timocului, români, și îi numește vlași sau blași sau cum le vine la gură ca să spună, pe ce treabă aveți voi comunitatea? În ce calitate interveniți? Păi stați un pic că sunt români. E, spuneți voi că sunt români, noi le spunem vlași și nu le dăm drepturi. Că știi, să fii ungur în România îți oferă niște drepturi. Învățământ în limba maternă. Ba, îți oferă aproape mai multe drepturi decât dacă ai fi acces român la în România. Guvernare, acces la guvernare și toate cele. Da. E, să fii român sau vlah, cum le place lor să spună în Serbia, nu prea îți oferă nimic. Nu prea îți oferă nimic. E, și pe da, această... asta înțeleg că nu e o problemă pe care să o discute președintele tuturor românilor, deși, atenție, noi avem o lege a cetățeniei române prin care spunem în felul următor. Sunt parte integrantă a poporului român, comunitățile istorice, inclusiv cele denumite în alte părți vlași, blași, drași, săhia. E, avem lege. Domnul Claus Iohannis n-a putut să aducă în discuție acest subiect sau domnul Vucic era cu altul? Bă, s-au vorbit lucruri mai importante. Sunt convins. Răzvan, de exemplu, s-a vorbit despre Kosovo, despre cum facem noi să-i ajutăm pe sârbi în povestea asta cu Kosovo. Domnul bine, Iohannis... ne ajutăm pe noi în povestea Kosovo, că recunoașterea Kosovo ar deschide discuția despre recunoașterea ținutului secuiesc, mă rog, cu bătaie lungă, cu evident. Cu bătaie lungă, într-un fel, dar domnul Iohannis și-a asumat niște prerogative, a zis, domnule, o să vedem cum rezolvăm și cu integrarea Serbiei în Uniunea Europeană. Hai că băgăm. Ba, senzația că suntem noi... Păi să le cedăm locul. Că știi... Cred că singurul lucru pe care îl poate face România ca să ajute o țară să se integreze european este să anunțe locul nostru îl cedăm. Cui? Sârbilor, de exemplu. Păi domnule, îndeplinesc criteriile, vi se pare că noi le îndeplinim, încercați și cu un sârb. Luați în brațe un sârb în Uniunea Europeană, ne retragem noi sau să facem cu schimbul. 2 ani să stea Serbia în Uniunea Europeană, 2 ani în România. Hai să vedem cum s-a stat pe subiectul Sebastian Ghiță în conferința de presă de astăzi. Am o întrebare pentru ambii președinți. Ne puteți spune dacă ați discutat cumva și despre situația fostului deputat român Sebastian Ghiță și eventuale soluții pentru a grăbi procesul de extradare a acestuia în România? Nu am discutat, dar pe urmă am aflat că vreți să întrebați așa ceva și l-am întrebat pe domnul președinte, care mi-a spus că nu știe, dar cu siguranță lucrurile sunt pe făgașul normal. Instanțele deliberează și se va da un verdict în această chestiune. Nici nu cred că este treaba președinților personal să se ocupe de cei care fug de justiția românească. Președintele Serbiei a promis că autoritățile de la Belgrad vor da un răspuns în scurt timp. Vucic a susținut că a trimis o solicitare către ministrul justiției. Odgovora predsednika Iohannisa, ali u svakom slučaju ja nemam sam mnogo podataka o tom slučaju, ali nadležni pravosudni organi se time bave i kada mi je predsednik taj slučaj u našim razgovorima pomenuo, ja sam uputio poruku ministru. Primul președinte care se întâlnește cu Klaus Iohannis și care vorbește de la măcar aceeași înălțime, că toți ni-l cocoșeau pe al nostru, toți care veneau în România de la Olanda, la, dom'le, sau cu care s-a întâlnit Klaus Iohannis de-a lungul mandatului și istoriei sale, toți erau mai mici și îl făceau pe ăsta cocoșat, să dea ăsta cocoșat la președinții lor. Îl forțau să se coboare la nivelul lor. Acum, dacă aș fi răutăcios, aș spune că nu știu dacă Iohannis a reușit să se ridice la nivelul lui Vucic. Că adică... dacă încep să...
Păi tu să spui în conferință de presă, noi n-am discutat despre Ghiță, dar am înțeles că vă interesează subiectul, așa că l-am întrebat. Dar cum a fost întâlnirea asta bilaterală? Domnule Vučić, cam astea au fost curiozitățile mele. Stați, înțeleg că din partea publicului e o curiozitate referitoare la domnul Ghiță. Da. Domnul Ghiță, ce ne puteți spune? Nimic. Ha, am înțeles. Mulțumesc mai mult departe, pentru această precizare. Aș putea să-l încadrez în tagma baschetbaliștilor pe președintele Serbiei, pentru că noi știm, și mă rog, dacă ne ducem aminte, în momentul când Sebastian Ghiță a fugit din țară, se discuta despre domnul Alexander Vučić, care urma să fie de-abia își prelua mandatul de președinte, că este un apropiat, chiar un prieten al lui Sebastian Ghiță. Deci, practic, în momentul când domnul Vučić venea așa în fața jurnaliștilor români și domnule, nu știu cine e ăsta, nu știu unde să-l luăm pe omul ăsta, pe Sebastian Ghiță, nu știu care e situația lui, el vorbea din perspectiva prietenului și celui care îl acoperă pe Sebastian Ghiță, pentru că Sebastian Ghiță este cel mai probabil posibil ca să fi plecat în Serbia tocmai în baza acestei prietenii cu domnul pe care îl vedeți în imagine. Ghiță însă mai are și alte caracteristici importante, adică Serbia, nefiind foarte apropiată, după cum probabil știm cu toții, de America, e foarte apropiată de Rusia. Și tot atunci mi-aduc aminte că se discuta în legătură cu situația aceasta a lui Sebastian Ghiță, care până la urmă a avut niște firme care au lucrat cu toată securizarea, au făcut securizarea frontierelor din România. Da. Și atunci omul ăsta este totuși beneficiarul unor informații care poate rușilor le-ar fi fost utile. Și poate că s-a tranzacționat și chestia asta. Acum când domnul Vučić se uita așa la jurnaliștii români, nu știu cine e, nu știu despre ce e vorba. E sigur, poate se spune altfel. Da. Poate are poate are altă denumire cum acolo. Cum spuneți voi? Sebastian Ghiță. N-am auzit. Sebi? Despre Sebi e vorba? Da, nu am întrebat ce nume de familie are. Sunt așa foarte apropiați. Da, Sebi e bine, avem grijă de el, nu vi-l dăm înapoi. Dar am senzația că România, la capitolul demnitari fugiți, e probabil cea mai proastă țară. Da, proastă în sensul că? În sensul de proastă. Cum ești? Poți fi un om prost, poți fi o țară proastă. Dar în ce sens? Adică? În sensul în care noi avem un fost deputat, fost secretar de stat, UDMR. Să nu uităm pe celebrul. Da. Condamnat în lipsă. Da. Fugit în Ungaria. I-am rugat pe vecinii și partenerii noștri din Uniunea Europeană, dați-ne puțin condamnatul înapoi. Nu, asta nu se va face. Dacă vreți altceva, vă servesc cu mare plăcere. Păi nu, da, avem un... V-am dat Transilvania înapoi, acum vreți și condamnatul înapoi. Ce mai vreți înapoi? Corect, nu, au și anumite limite. Vă dăm opiniile alea de pe Parlament înapoi, dacă le vreți. Deci noi am pus problema în termenul următor, nu e condamnatul nostru. Da. Condamnatul nostru, domnule, l-am plătit cu bani publici. Nu poate să vină. Nu pot să vi-l dau. Dar de ce nu ne dați nouă condamnatul care se ascunde la dumneavoastră în țară? Pentru că am discutat cu acest condamnat și dânsul, avocatul dânsului, ne spun că el e discriminat pentru că e ungur în România. Am înțeles. După care ne îndreptăm către sârbi. Ne dați și nouă condamnatul ăla? Nu știu despre ce e vorba, nu știm cine este. Păi vedeți că în spatele dumneavoastră, Sebi Ghiță. El? Nu știu, domnule, asta e o problemă care nu ține de președinte, până la urmă. Hai să întrebăm pe cineva care e responsabil. Da. Ok, lăsăm pe Vučić în pace. Dar vorbim cu altcineva? Nu știu, poate vorbim, nu știu, cu un ministru? O fi cineva acolo care se... Cine se ocupă, domnule, dumneavoastră de extrădări? Știi, când intri într-un magazin și ești nemulțumit, vreau să vorbesc cu managerul. Vreau să vorbesc cu managerul extrădărilor. Da. Cine se ocupă de extrădări din partea lor, dar mai ales din partea noastră? Ieri, pe vremea asta, râdeam, glumeam în incintă în legătură cu doamna Dăncilă și momentul ei, până la urmă, gramatical, momentul ei de virtuozitate gramaticală cu imunoglobulina. Căreia i-a zis așa cum i-a venit sau cum i-a venit scris pe hârtie. Și azi au apărut imagini și defilat toată lumea cu ideea, bă, ați râs de doamna Dăncilă, ați făcut-o toate felurile analfabetă și așa mai departe. Semi-analfabet a fost. Semi-analfabetă cel folosit. Da. Țin la rigurozitate. Păi haideți să-l vedem pe domnul Vlad Voiculescu, făcând același lucru în urmă cu... Băiatul minune al Ministerului Sănătății? Zicându-i tot, uite, n-a remarcat nimeni, i-a zis tot așa. Mă, poate așa să o numi? Poate greșesc oamenii de știință, poate greșesc cercetătorii, poate greșim noi, poate greșește Academia Română, poate greșește Institutul de Lingvistică și corect o fi, cum zic oamenii ăștia care sunt premier, Ministerul Sănătății? Imunoglobină. Scurt, varianta scurtă. Hai să vedem niște globină. Există imunoglobină, domnul ministru ne spune asta acum 14 zile. Săptămâna trecută am văzut părinți în fața ministerului care spun nu există imunoglobină. Spui problema. Bine, diferența între Vlad Voiculescu și... A spus doar de două ori, de șase sau de Dăncilă, da, nu că i-a spus din memorie, domnul a zis de pe foaie.
Adică e totuși o diferență. Totuși omul ăsta vorbește de la el de acasă. Știi? Păi nu, diferența știi care e? Doamna Dăncilă nici măcar nu era familiarizată cu subiectul. N-a ajunsese la termin de specialitate. Vlad Voiculescu știa cam despre ce-i vorba, dar n-a putut să rețină terminologia. Dar e trist așa, mai ales un om care era foarte în temă cu medicamentele. Să se încurce în imunoglobulin. Îți pui problema, bă, nu care cumva se zice. Acum, abia acum... Poate și aici se zice în popor. Reabilităm subiectul. Hai să reluăm discuția. Poate e un regionalism. Încep și eu. Iau pe varianta ministrului educației, domnul Popa. Eu mai iau pe o variantă. Poate doamna, care? Doamna Dăncilă a avut planul ăsta cumva. Bă, să scurteze denumirea. Ia, nu, s-a gândit așa. Ia să iau eu asupra mea câteva injurii, ca după aia să le transfer în spatele, poate, celui mai... dezirabil dintre cei dintre ai lui Cioloș, că până la urmă ne uităm așa cu speranță către cine? Ne uităm și noi către Cioloș, ne uităm către... Cu către... ce speranță? Cu speranță, ne uităm cu speranță. Cu speranță? Care cu speranță de șartă? Cu ce speranță te mai uiți la Dacian Cioloș? Că m-aș uita la Dacian Cioloș, dar nu cred că îl mai recunosc dacă îl văd. Adică tu îl mai recunoști. Cum arată, arată un Dacian Cioloș în 2018? Măcar 2 martie să apară aici. Ultima dată am văzut niște șosete ale domnului Dacian Cioloș. Dar intră, hai să intrăm pe pagină. Măcar 2 martie n-a urat nimic domnul Dacian Cioloș. Adică el totuși era un pic mai consecvent cu momentele astea importante ale anului. Nu știu, hai să vedem. Poate măcar cu ocazia acestei zile a zis ceva domnul Dacian Cioloș, care ne amenință cu faptul că va isca un partid. România 100 sau cum se numește. Va provoca un partid. A provocat acest partid pe care îl așteptăm cu emoție până la urmă și văd că nu se întâmplă. Îngrijorare. Nu știu, acum bine, să timp nu se facă rău, că muncește de foarte mult timp la acest partid. Timp este, acum știi cum e, trebuie cumva să tocmim lucrurile ca lumea. Pe o lună înainte de alegeri trebuie să depui listele, da? Da. Deci ar trebui, nu știu, măcar cu 2 luni înainte să aibă partidul. Cam așa ar trebui, în mod normal. Sau repete experiența și candidează. Partidul meu va candida din partea PNL și USR la aceste alegeri. Știi că ar putea să vină cu această variantă. Deci acesta e partidul meu, nu l-am mai înregistrat formal să mă complic. Da. Jumătate dintre candidați vor fi pe listele USR, jumătatea cealaltă va candida din partea Partidului Național Liberal. Pierd aceste mazete din nou alegerile și domnul Dacian Cioloș spune: păi n-a fost vina mea, v-am adus imaginea. Stați, domnule, un pic, eu, adică dacă nici cu mine n-ați reușit să câștigați, vă dați seama că v-ați făcut de râs? Cu mine? Dacă nici cu mine. Am venit și cu oamenii mei la am fel de bine oameni, pregătiți. Tot nimic, nu reușiți să vă ambalați deloc. Dar e foarte interesant și vom vorbi după ora 7 despre chestiunea aceasta, că într-un fel PSD-ul, domnule, cum sunt ei acum ambalați cu congresul ăsta, vor ei să rezolve chestiunea, să-și numească niște funcții. Sigur, e important să ai niște funcții, e foarte important să ai o funcție sub care să apari. Bă, dar e important să și faci ceva din funcția aia. În general, sunt interesați doar să ai bun funcție. Să nu faci ceva pe funcția aia, e foarte important. Da, și asta e. Că știi ce se întâmplă? Riști să pățești cum a pățit domnul Codrin Ștefănescu. Și când o să aflați ce a pățit domnul Codrin Ștefănescu, parte din dumneavoastră vor râde, dar vor râde isteric. Isteric vor râde. Da. Și cred că și noi vom râde. Nu știm deja aspect, dar o să râdem oricum. Da. Iar ceilalți vor spune, așa ceva nu există. Este un subiect interesant legat de un sondaj care arată că PSD-ul a scăzut dramatic și cred că a asumat într-un fel. A întrebat și domnul Ecatenea Andronescu, domnule, de ce am scăzut în halul ăsta? Se și miră, bă, de ce am scăzut? Cât am dormit, domne? Domnule, am închis ochii 20 de secunde și a scăzut 10%. E incredibil acest lucru. Care au mai dormit? Sigur că noi ne întrebam o perioadă de ce a crescut așa PSD-ul. Nu, acum, de ce a stagnat așa PSD-ul. Că de crescut, da. Nu crescuse. Dar indiferent câte guverne proprii își dărâma, Partidul Social Democrat nu pica. Acum pică. Dar înainte să vă bucurați voi cei din opoziție, vă spunem după pauza publicitară că nu pică oriunde, pică în sondajul cuiva. Da, sau comandat de cineva. Și după 2-3 minute de publicitate vedem și momentul de glorie al baronului Marian Oprișan, care a apărut astăzi. A apărut și au dispărut alții. Da, deci a avut un moment festiv, teribil. Pauză. Publicitate și ne întoarcem. Da, bună România, ne-am întors în direct. Situația este extrem de tensionată în PSD. Oamenii ăștia sunt extrem de tensionați și poate cel care știe să se tensioneze cel mai bine are o abilitate de a se tensiona spectaculoasă. Marian Oprișan, baronul din Vrancea, în starea asta de tensiune a produs un moment extrem de... tensionat. Da, și comic, mai, într-un fel. Schimbăm un pic cuvintele. Și ușor comic. A avut și un pic de comicărie acolo. Domnul Marian Oprișan așa s-a consacrat printr-un comic de situație. El e un vestit comic al situației. Enervat că la un moment dat un domn de la PNL, nu știu, într-o... Vorbea. Se întâmpla să vorbească. În Consiliul Județean al domnului Marian Oprișan vorbea un liberal. Ceea ce până la urmă păi, este... Dacă nu mai avem nicio o brumă de disciplină,
unde ajungem. Hai să vedem un momentul teribil în care este dat afară cu organele, abilitate. Cu organul. Dumneavoastră nu puteți să-mi cenzurați mie domnul, felul în care vorbesc. Domnul consilier. Și vă atrag atenția că dumneavoastră ca președinte și ca președinte de ședință ați folosit Domnul Bostan, dacă mai vorbiți mereu recurs la solemnitate. Domnul Bostan, dacă mai vorbiți peste mine, atunci când eu vă întrerup, conform regulamentului, o să vă evacuez din sală. Îmi pare rău, cred că dumneavoastră m-ați întrerupt pe mine. Nu, eu am dreptul, conform regulamentului, să vă întrerup. Dumneastră abuzați de regulament și nu abuzați de niciun regulament. Atunci regulamentul este regulament. Când vă indispun realitățile acestui județ. Dar nu mai vorbiți aici de prejudiciu și de pagubă. Am dreptul și am datoria să vorbesc și am libertatea să vorbesc ceea ce gândesc și nu să fiu cenzurat nici de președinte și nici de niciunii dintre dumneavoastră. Deci, domnul consilier Bostan, da, domnul conform, președinte, vă ascult. Conform regulamentului Consiliului Județean, în acest moment vă chem la ordine. Veniți până la mine, vă rog. Domnule președinte, dumneavoastră insinuați... Deci, conform regulamentului Consiliului Județean... un abuz în ceea ce privește. Mai la ordine nu înseamnă să vin în fața dumneavoastră acolo. Da, după ce închei cuvântul. Vă rog să le eliminați din sală, cum să spuneau, cum secretariatul. Anunțați paza și să le eliminați din sală. Cred că dumneavoastră sunteți cel care ar trebui eliminat din acel scaun, domnule președinte. Vă rog să le eliberați din sală pe domnul... Nu. Vă rog același lucru, să părăsiți sala. Domnul președinte, expres că trebuie să luați forță. Să părăsiți sala. Conform regulamentului. Rog același lucru. Conform regulamentului, doamna secretar, nu ați îndeplinit toți pașii procedurali. Abuz de ce? Abuz de lege? Abuz de funcție? Abuz de regulament? N-ați respectat pașii procedurali. I-a cerut colegului să se întreabă. Domnul consilier Crețu, vă rog dacă aveți ceva de spus. Domnule președinte, în primul rând s-a ajuns la o situație extraordinară dintr-un nimic din punctul meu de vedere. Nu s-au proliferat jigniri. Da, situația era una extraordinară, domnule, adică omul se simțea că într-o situație extraordinară, iar domnul Marian Oprișan ar fi vrut să le libereze pe, adică ar fi vrut să-i facă un bine, a dat o tentă pozitivă gestului. Domnule, vrem să le liberăm aici, până la urmă. A fost invocat regulamentul. Da. S-a invocat regulamentul. Deci nu suntem la un stabor, dar haide totuși să facem dreptate. Deși poziția domnului Oprișan, ați văzut, că el a solicitat. Domnule, hai să mai înălțăm un pic, că nu stau, pot să nu stau chiar așa. Nu pot sta la nivelul unui consilier. Haide, domnule, treabă. Eu sunt aici mai mult decât atât. Domnule, pe regulament, lucrările ședinței, da? Lucrările Consiliului, sunt conduse de președintele de ședință. Era Marian Oprișan. Marian Oprișan, potrivit regulamentului, poate da și lua cuvântul. Însă, vezi tu, e o diferență, e o limită fină, Radu, între exercitarea justificată a unor atribuții și exercitarea abuzivă a acestor atribuții. Deci Marian Oprișan avea dreptate când spunea eu conduc lucrările, eu vă iau cuvântul, da? Dar și liberalul Bostan avea dreptate când spunea da, o faceți abuziv. Vezi care e frumusețea Consiliului Județean Vrancea? Că toată lumea are dreptate, regulamentul e gândit de așa natură. O zonă vulcanică, mă, acolo. Păi, da, și mai mult decât atât, sunt și plăcile tectonice, da, tot în zona respectivă și lucrurile nu stau întotdeauna pe un plan drept. E, da, îi poate lua cuvântul. Dar nu poate să închidă gura. Eu remarc totuși la domnul Oprișan, că altfel nu putem să-i zicem. Spune așa. Remarcă dorința cumva insinuată de a fi domnul Dragnea. Adică el tot timpul urmărindu-l pe Liviu Dragnea, el se gândea, eu aș fi un Liviu Dragnea mai bun decât Liviu Dragnea. Și cred că în PSD sunt foarte mulți care se gândesc, dar de ce nu sunt eu Liviu Dragnea? Stai un pic. Adică dacă e repede, poate mulți dintre ei se închipă. Dar aș putea fi un Liviu Dragnea mai bun? Abia eu sunt adevăratul Liviu Dragnea. Dar știm ce rezidă calitatea unui lider, că e el președinte de Consiliul Județean, că e el președinte de partid sau că e el orice fel de șefuleț într-o astfel de organizație? Capacitatea de a gestiona. Domnul Marian Oprișan, când gestionează cu organul care eliberează din sală interlocutorii, demonstrează că, uite, noi avem și o burtieră în acest sens, dânsul poate fi un lider social dacă ține cu poporul, dar pentru democrație
poate mai trebuie să se nască o dată. Deci tu practic pleci de la premiza că... de la 1000 de până la un politic. Pleci de la premiza că Oprișan ține cu poporul sau că oamenii ăștia au preocuparea poporului. Nu știu ce face. Eu mai degrabă văd preocuparea toporului aici într-un fel sau altul la oamenii aceștia și văd acum în toată chestia asta cu congresul de la sala se ține la sala Palatului, nu? Acolo anunțat, dar nu te baza pe informațiile care vin despre PSD, orice se poate schimba în orice moment. Spectacolele Codrin Ștefănescu știe asta cel mai bine. Spectacolele la sala Palatului de regulă se țin și văzând succesul care derivă de acolo, se pot ține și 2-3 zile. Adică de cine am axat pe o singură zi? Pentru de ce nu a fost și duminică și luni? Pentru că au uitat să asigure și un micro-recital. Da. Adică acest congres ar fi fost unul de succes dacă ar fi cântat, nu știu, Ștefan Bănică Junior. De ce nu cântă cineva? De ce nu? Da, până la urmă... Cineva ar trebui să asigure și un moment de destindere, că încordare în Partidul Social Democrat. Momentul de destindere a fost în prealabilul congresului și îl vedem astăzi, când toată lumea se ceartă, toată lumea nici nu poate să ții pasul. Rădurescu a izbucnit, s-a enervat cu ăla. A apărut doamna Ecaterina Andreescu. Eu nu vreau să intru în niciun scandal. Eu vreau doar să candidez, dacă mă vor alege bine, dacă nu, nu. Eu nu vreau să... Codrin Ștefănescu, Katia Andreescu este alături de mine. Împreună și ne luptăm cu această... Nu vreau să intru în această dezbatere, în această problemă. Katia Andreescu, tot timpul diplomat, așa. Stai aici, Katia. Ba, ești cu mine aici. E aici cu mine. Da. Aici îl vedem pe Codrin Ștefănescu... Cum nu l-am mai văzut. Și să-l și explicăm de ce a ajuns în situația asta. Și să ne gândim în ce partii se înscrie. Astăzi, în partidul pe care îl iubesc și pentru care m-am luptat ani de zile, trăiesc niște momente foarte complicate, ca să spun așa, și foarte ciudate. Sâmbătă la congres, în calitate de secretar general adjunct al partidului, voi fi în prezidiu, pentru că sunt încă secretar general adjunct al partidului. Dar nu sunt delegat la congres. Adică sâmbătă voi fi în prezidiu, dar nu voi fi în sală, pentru că organizația care trebuia să-mi dea delegare nu mi-a dat pentru că așa poate a primit recomandare. Am venit să depun candidatura pentru funcția de secretar general, în condițiile în care nu știu dacă pot intra în sală. Unul dintre delegați și-a retras delegația special pentru a putea intra eu în congres. Deci aici s-a ajuns. Vor trimite această notificare acum la partid, dacă va fi aprobată, s-ar putea să nu fie aprobată. Așa că dacă mă întrebați dacă voi vorbi la congres când eu nu o să pot să intru în congres, nu mai simt să depun candidatura. Mi se pare totul foarte corect. Codrin Ștefănescu vrea să candideze nu împotriva candidatului domnului Dragnea, ci pentru partid. Eu sunt convins că delegații din sală, 4.000 de oameni care sunt cu inima și cu sufletul alături de noi, vor decide prin vot dacă vor pe Codrin Ștefănescu secretar general. Codrin Ștefănescu are obiceiul de a face tot timpul apel la postura lui de revoluționar. Camarazii mei de la Revoluție și-a povestit toată probabil și tot timpul face referire la chestia asta că a fost revoluționar, s-a luptat la Revoluție. O fi fost și el din cei 5 de la baricadă, că cei 5 de la baricadă sunt vreo 200. Păcat că nu mai trăiește Dan Iosif, că îl întrebam. La câți metri era de Codrin Ștefănescu? Dar și că era acolo, acum n-am. Este într-un nou moment revoluționar acum. Pare că se luptă cu ei, vrea să dărâme, vrea să facă, să dreagă. Hai să o luăm de la origini. De la originile domnului Codrin Ștefănescu. Ce s-a întâmplat cu el? Deci a spus Codrin Ștefănescu că ani de zile a luptat pentru acest partid. Nu e corect, ar fi fost, ani de zile am luptat și pentru acest partid. Că în alți ani a luptat pentru Partidul România Mare, al cărui deputat a fost. Deci au fost împărțiți ani. A mai luptat pentru unul, a mai luptat și că a fost în PRM de 2 ori. S-ar putea să fie și a treia oară, dacă mai există partidul. Situație extrem de interesantă. Problema la Partidul Social Democrat e că statutul e prost. Am zis puțin mai devreme că România e o țară proastă din punct de vedere al extrădărilor. E, Partidul Social Democrat e prost din punct de vedere al statutului. Pentru că dacă ești în prezidiu, ar trebui să fie subînțeleasă sau subsecventă și calitatea de delegat. Adică nu poți fi președintele partidului, dar să ai nevoie de semnătura unui președinte de organizație care să-ți permită. E presupus, adică... Dom'le, nu poți să fii numărul 1 în lume, dar numărul 2 în România. Nu poți să fii în prezidiu, dar să nu ai cum să intri în sală. Înțelegi? Numărul 2 pe țară, primul loc pe județ. Invers. Invers. Ți-am zis, numărul 1 mondial, dar în România se bate pentru locul 2. Așa și povestea domnului Codrin Ștefănescu, un om care a dus talibanismul la extrem și care a fost foarte util în anumite momente. Că îți dai seama, o vuvuzelă e tot ce trebuie atunci când ești în opoziție. Da. Dar când ești la putere, care e rolul unui Codrin Ștefănescu? Să-ți spună că ai vrea să faci lucruri, dar nu te lasă cine? USR-ul? Păi atât e USR-ul. Uitați că vi-l arăt la televizor. Și PNL-ul, am înțeles că e atât.
Pe cine păi nu, stai un pic, au început să crească acum, dar până ajungem la creșterile astea, din sondajul IMAS... Nu, au crescut la IMAS, n-au crescut în Parlamentul României. Nu, dar... Păi și ce crezi, că se duc în Parlament și spun avem 15 deputați, dar uite domne, IMAS zice că suntem votabili. Nu, dar e relevantă totuși creșterea asta, e relevantă totuși pentru ceea ce ni se întâmplă în momentul de față. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Care e de fapt mișcarea? Că până la urmă stăm și ne uităm, bă, de ce se ceartă ăștia? Nu? Care e... Pentru funcții, de ce se ceartă? Deci avem acolo un om care conduce până la urmă despotic și păi ceilalți, de ce se luptă ei să fie în jurul lui? Care e ideea? Măi, e și logic. Deci ai doi candidați pentru funcția de vicepreședinte, că așa s-a stabilit. Doi oameni vor candida, doi oameni și doar doi oameni. Da. Măi, oarecum firesc într-un partid în care e un singur om candidat pentru funcția de președinte. Adică dacă pe domnul Liviu Dragnea nu contracandidează nimeni, când ajungi la nivelul de vicepreședinte, câți candidați vrei? Adică mimăm un pic de democrație pentru vicepreședinția partidului. Dar câtă să mimăm? Deci ce vrea domnul Liviu Dragnea? El a condus partidul în ultima vreme cu niște cexuri. Tot timpul apărea cexul. Cexul e denumirea făcută celebră din punctul meu de vedere de Grindeanu. Lui Grindeanu îi plăcea cum sună cexul și vă zicea într-una cex, cex, cex. Așa. Și de domnul Dobre. Domnul Dobre? A mai intervenit și cu cexul domnul și domnul Dobre, Dobre. Care s-a împăcat cu domnul Liviu Dragnea. Cexul nu este o chestiune care să se întâmple la PSD într-una. Deci comitetul ăsta executiv. Deci asta e o chestiune care n-ar fi trebuit să se întâmple pentru a o măsură tot. E, ideea este că ar fi, deci e echivalentul delegației permanente. Știi, la Partidul Național Liberal pe vremuri exista delegația permanentă. Da. E, acum a rămas delegația permanentă la ALDE, că a plecat Tăricianu cu conceptul. Să-i spună, domne, cexul permanent. E, ce vrea să facă Liviu Dragnea în momentul de față? Să-și facă el, totuși legitim prin vot, un birou de ăsta permanent în jurul lui, format din oamenii care îi convin. A făcut tot felul de manevre cu egalitatea dintre bărbați și femei, cu Codin Ștefănescu. Legitim prin vot, ai spus? Mă rog, legitimat de votul din Congres. Eu te întreb în felul următor. Ceaușescu a fost un președinte legitim? Da. Nu? Că a fost votat. Ce mă, contracandidat n-avea. Ce să-i fac, mă, să întorc istoria acum? N-ai cum, el a fost un președinte legitim pentru că de fiecare dată a fost validat prin vot. Păi bă, nu suntem în situația asta și noi permanent trebuie de ales tot timpul să trebuie să suntem puși să legitimăm tot timpul dintre două, trei variante. Păi da, acolo e vorba de o singură variantă. Sigur, dar nici două variante nu mi se pare așa de multe până la urmă. Și suntem tot timpul puși să alegem între două variante și bizarerie asta tot timpul, bă, mergem cu asta, ce să facem? Și ăla vine și se înfoaie la noi și zice, uite domnule, am fost ales de poporul român. Poporul român a decis că eu trebuie să-l conduc. Păi bă, dar nu mai aveam decât o singură variantă care era mai proastă decât tine, într-adevăr. Credeam că e mai proastă decât tine. Sau mă rog. Da, că nu știam că era mai proastă decât tine. În fine. Da, e o loterie. E o loterie aici. Dar ți-ar plăcea să-l vezi pe Codrin Ștefănescu? Nu. Rămas așa. Indiferent ce întrebare, nu mi-ar plăcea. Departe de tine? Da. Ți-ar plăcea să-l vezi pe Codrin Ștefănescu? Sau cum te-ai poziționat și să te uiți la televizor și să vezi Codrin Ștefănescu, simplu membru PSD și printre ultimele apariții că erau deja confirmate înainte de congres. Și să-l vezi că dispare. Știi, sună oximoronic, dar să-l vezi că dispare. Ce îi zice? Mă, ce face Partidul Social Democrat? Știi, să fii membru PSD, să te gândești, mă, l-au mătrășit ei pe Codrin Ștefănescu. Tu îți dai seama dacă pe ăsta de până la urmă... Rădulescu e pe lista neagră. Da. Vezi că domnul Rădulescu, într-o perioadă în care avea interdicție de a părăsi țara, era președintele organizației Diaspora a Partidului Social Democrat. Deci omul controla organizațiile din afara țării, în condițiile în care avea interdicție de părăsire a țării, nu știu cum îi controla, cum îi coordona prin Skype, pe internet, nu știu, că era ca robul pe Facebook, like pe Facebook, cu ei, și atunci Partidul Social Democrat n-avea niciun fel de problemă. Acum când domnul Grădulescu are și o condamnare, cum ieșea de bine unui PSD-ist, are și ridicată interdicția de a părăsi țara, poate să meargă unde vrea, nu mai e bun pentru PSD. Băi, și are și mitralierea aia, aveți grijă cu ea. Nu știu dacă să nu uităm de mitralieră. Cred că i-au luat-o. I-au luat doar numele, a rămas de el. Ar fi păcat. Haideți să vedem, pentru că există o problemă în legătură cu PSD-ul, ceva ce nu prea s-a mai întâmplat. E adevărat, ei în Parlament rămân cu același scor până la urmă. Asta păi, este, mai sunt... Ba, din potrivă, în Parlament sunt mai mulți decât erau la momentul votului. Da, pentru... au mai trecut unii într-o tabără. Păi, am anunțat chiar acum câteva zile că fostul SG de la ALDE a venit la PSD. Da, hai să vedem o îngrijorare până la urmă ridicată de Caterina Andronescu și produsă de USR, legată de faptul că au scăzut în sondaje PSD-iștii. Bă, deci pare că aproape nici nu mai sunt ce au fost. Hai să vedem. USR a contractat sistemul acela Romnibus Alimas, prin care lunar se fac anchete și analize sociologice și putem să vă spunem rezultatele la nivelul lunii februarie. La nivelul lunii februarie, conform sondajului IMAS, spuneam, PSD a crescut la 28,6%, PNL este la 29,4%, iar USR este la 11,2%. Practic, vedem că, în sfârșit, spun eu, societatea din România așează pe
să fie pe topogramul pe care îl merită și vedem o creștere semnificativă la cele două partide din opoziție. Da, deci practic iată cum a căzut PSD-ul în sondaj în momentul de față. Îl avem la telefon pe domnul Barna. Bună seara, ne auziți? Bună seara! Iată un moment important, un moment istoric. Îl avem pe revoluționarul Codrin Ștefănescu și avem acest sondaj istoric în care PSD-ul a scăzut. Conform IMAS, nu? Sau... Da, la IMAS a fost comandat. Domnule președinte, vă ascultăm. Dumneavoastră credeți în acest sondaj sau l-ați prezentat doar așa electoral? Nu este